Atac fără precedent la adresa lui Tudorel Toader. Acest demers al ministrului este o dezinformare de tip Gipristan, da. Ministerul Justiției a anunțat recent ce 22 de investiții realizate în diverse penitenciare din CAR sunt în curs de derulare. La 4 dintre acestea urmează să fie realizate recepția lucrărilor în acest an, iar alte 10 vor fi finalizate până la sfârșit, sublinierea anului. Pe lângă aceste lucruri, mai există alte 70 de obiective care au deja proiectarea finalizată sau se află în etapa de proiectare, susține ministerul. Federația Sindicatelor Administraia Naională a Penitenciarelor reacționează, susținând printr-un comunicat de presă ce cele 22 de lucruri în execuție, dintr-o listă de 137 de pretinse investiții, sunt 12 în realitate. Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a postat, în data de 03 mai 2018, pe site-ul oficial al instituției a zis situația obiectivelor de investiții/lucruri de intervenit pentru Administraia Naională a Penitenciarelor. Din păcate, acest demers al ministrului este o dezinformare de tip Gipristan, da, diferența fiind ce la numeretoare sunt adunate nu staguri, ci pretinse investiții. 20 din cele 22 de obiective de investiții în curs, care, de fapt, sunt 12, sunt prezentate în mod eronat cu scopul de a dezinforma ca fiind de îmbunătățirea condiilor de muncă, iar dezinformarea continuă în stil caragialesc, obiective care urmează a fi finanate ori finalizate deja fiind prezentate a fi drept în execuție. Din cele 22 de obiective de investiții prezentate eronat ca fiind de îmbunătățire a condiilor de lucru, 20 ar fi exclusiv investiții în condiții de detenție, măsuri sau amenajări de siguranță. Crearea a 70 de locuri de detenție, penitenciar de va, împrejmuire unitate, penitenciar Gheila, transformarea ateliere în spaii de detenție, penitenciar Geeti sau post-trafo, penitenciar Focni. Din cele 22 de obiective prezentate ca fiind în curs de execuție, 4 sunt de fapt finalizate: pavilion administrativ, penitenciar Aiud, post-control vizite, penitenciar Timișoara, pavilion BSC, penitenciar Giurgiu și sistem supraveghere video, penitenciar Bistrița, fiind adăugate doar pentru ca lista se par mai consistent. Din cele 18 obiective care ar rămâne în categoria în execuție, 2 sunt în realitate în faza semnării contractului de execuție, sediu aparat central, ANC, împrejmuire unitate, penitenciar Galai, iar alte 4 sunt doar în faza de alocare de fonduri, sistem de supraveghere video, penitenciar Târgu Jiu, sistem control acces, penitenciar Satu Mare, pavilion detenție, penitenciar Codlea, modernizare sal vizite, penitenciar Focni. Avem adar doar 12 obiective de investiții care sunt la acest moment în curs de execuție în sistemul penitenciar. 8,7 din lista prezentată înseamnă adar proiecte concrete, restul sunt doar intenții care, în contextul înjunctării fondurilor pentru investiții în mandatul Tudorel Toader, nu prezint certitudinea finalizării.
pentru o informare corect precis mecem bunteirea condiilor de munt pentru angajaii din penitenciare înseamnă amenajarea corespunzătoare a spaiilor de lucru, 90 dintre acestea fiind la momentul actual improvizai fere acces la lumini naturali cu o suprafa util de sub 4 m, uneori constând doar într-o mesu plasat pe un hol pe care se plimb de inuit. Amenajarea, construirea sau modernizarea unor spaii corespunzătoare pentru servirea mesei, vestiare, durei, depozitarea bunurilor personale, în foarte multe penitenciarei acestea sunt improvizate atunci când există. Amenajarea unor spaii pentru efectuarea de activități sportive și de pregătire profesional, pentru deinui lipsa accesului la astfel de facilități constituie motiv de clasificare la condiții improprii. Reamintim ce, recent, Administrația Națională a Penitenciarelor a decis evacuarea urgentă a unor corpuri de detenție din penitenciarele Iași Poarta Alb, acestea prezentând risc de perebuire certificat prin expertize tehnice de cel puțin un an, situația fiind cunoscut ministrului Justiției. Este comunicatul PSANT.